Doamna Ursache, dumneavoastră de ce ați plecat de acasă cu copiii? Ce s-a întâmplat între dumneavoastră și soț? Am plecat pentru că m-a amenințat tot timpul că mă omoară. El pleca la bar, lua bani din casă, se ducea la bar și venea la 2-3 dimineața acasă și mă înjura. Nu lăsa copiii să doarmă. Amenințări, așa, bătăi și toate. Da, corect. El știe bine ce-a făcut. Da, de ce credeți că a venit aici pe canapea să vă acuze doar pe dumneavoastră, să vă arunce toate lucrurile astea și să pară așa cumva victima în toată povestea asta? Că așa a făcut tot timpul. El așa vorbește tot timpul. De când îl știu, așa face. Dar cu copiii ce fel de tată este? Îi înjura. Copiii îi înjura. În ultimul timp le aducea câte ceva. În rest trebuia să mă rog de el să-i aduc o bomboană la copii. Și alocația la copiii se joacă cu el? Îl recunosc ca tată? Adică, nu știu, au ce fel de relație au copiii cu tata? În ultimul timp le aducea ca să-i atragă spre el. În rest îi înjura. Copiii erau înjurați de el. Le frică de el sau nu? Odată ce îi înjură și țipă la ei, normal că îi frică. Auzi, dar de ce minți atâta? Că suntem într-o televiziune publică, nu? Cine minte, ia să vezi de treaba ta. Păi da, vorbește frumos, dar pozele cu tine când s-au distribuit, păi și de ce? Mâncarea stricată, copiii. Copiii au mâncat salam cu mucegai. Asta de ce nu spui la televizor? De ce spui? Și mânca copiii salam cu mucegai? Ba da. Doamna, stați-mă, doamna, mizerie în frigider. Soțul, stați un pic, soțul vă acuză, nu știu, cred că ați văzut emisiunea. Spune că dumneavoastră nu vă îngrijați de casă și că tot timpul stăteați pe telefon. Corect. Cu tot felul de bărbați și că fumați în exces. Acum... El când a venit acasă, eu nu eram cu țigara. Eu pregăteam tava să-i fac tortul fetei, nici de cum așa ceva. Da, sigur. Am înțeles. Chiar așa a fost, nu? Da, ați sesizat. Foarte interesant faptul cu tortul și cu țigara. Mara Bănică v-a spus altceva inițial, că stăteați pe telefon și vorbeați cu tot felul de bărbați. Ai tu tupeu? Da, vorbit. Ai tupeu. Băiat, dar nu cu tot felul de băiat. Dar de ce ai vorbit? Trebuia să-mi spui și mie, băi băiatul, uite care treabă. Eu cu tine nu vreau să mai am nicio relație, că eu nu te țin cu forța. Așa nici în Constituția României nu spune așa ceva. Și avocatul tot la fel mi-a zis. Poate era frică de dumneavoastră. Da, era frică. Tocmai a spus doamna cu amenințați. O amenințam. Nu am, adică am amenințat-o, dar nu cu cuțit. Ultima oară când m-a bătut, căuta cuțitul. Dar de câte ori v-a bătut doamna? Că dânsul spune o singură dată. Pe 30 noiembrie. Da, când te-am plesnit atunci pe fotoliu. Da, atunci. Așa. Și... când mi-ai întors mâna, noaptea când dormeam și ai venit acasă, bău, și mi-ai întors mâna, nu mai minți, mâna, nu mai minți. Ai uitat? Nu mai minți, chiar te rog frumos. Acum dacă era beat, s-ar putea să nu-și mai amintească, doamna Ursache. Dar nu eram beat, adică eu doamna nu știu Ursache, ce fac. Dar de ce ați simțit nevoia să găsiți un alt bărbat înlocuitor pentru domnul Ursache? Atât de repede. Că, nu atât de repede, cred că l-avea deja, doamna. Păi l-avea din mai, pentru că... Să vorbim cu dânsa, parcă sunteți gospodina din casă, vorbiți ca femeile, mult. O întreb pe păi doamna. Cum era să stau lângă el, dacă el de copii nu avea grijă? Păi înțeleg că dânsul venea odată la lună acasă. Odată la lună, odată la două săptămâni, că trebuia să-mi facă mie scandal în casă, că trebuia să vină să stei în bar. Dar poate din cauza faptului că venea mai rar așa, dânsul acasă, ați avut timp să stați pe Facebook mai mult? Cu mârți, Alina, ce căutai la Dinu cu țigara în gură și cu copiii lângă tine? Mă, nu mai minți, că eu la Dinu nu am fost. Ce ai căutat? Dacă am fost la eu când am venit acum în decembrie, pe 22, am deschis divorț împotriva ta, am adus toate problemele la dosar și mi-a spus cineva din satul ăla Buhonca, ce căutai cu mârța Alina în fiecare seară? Mașină roșie, ce căuta la poartă? Explică și tu la televiziunea asta. Dați un pic, ce cu mașina roșie? Ceva urât? Da, normal. Deci mașina roșie tot timpul vine foarte acolo. Dar cui mașina roșie? Amantului dânsei, dar nu a mea. Păi dacă femeia a fugit la domnul...
Știți, nicio problemă, eu nu m-am supărat. Păi de ce v-ați supărat? Nu te-ai supărat. Că păreți foarte supărat oricum. Păi nu m-am supărat că a plecat, m-am supărat că a luat copii. Păi, da, dacă dumneavoastră vă purtați cum vă purtați copiii, cum spune doamna, atunci e o problemă, domnul Ursache. Nu știu dacă înțelegeți. Eu nu m-am comportat cu copiii oricum, cum spune ca și soacră. Știți ce v-a jucat frumos să lămurim? Ce fotografii s-au distribuit? Un băiat pe nume Georgian Ionuț. Din. Spuneți doar... Nu, tot. Eu vă spun imediat, că trec repede la subiect. Toate detaliile le primiți, dar mașina roșie, cum? Zice. Nu trebuie să spuneți și numărul. Un băiat pe nume Georgian Ionuț m-a căutat în octombrie și mi-a arătat pozele cu dânsa goală. Goală pușcă. Ea fiind încă acasă, soția ea fiind în patul meu și trimițând copiii afară să stea tatăl meu cu ei. Asta, într-adevăr, vreau și eu să vedem cum e. Păi, domnule, să zică femeia, iar... Mă scuzați. Doamna Ursache, vă rog, e adevărat episodul ăsta? Când mi-a zis tatăl meu... Doamna Ursache, mă auziți? Nu sunteți doamna, sunteți doamna. Vă aud, doamna. Doamna nu vrea să mă știați că mi s-a făcut rău. Dumneavoastră, stați un pic, dumneavoastră, cine sunteți, ca să știu cu cine vorbesc? Eu sunt viitorul soț al doamnei. Am înțeles. Se pocnește, domnul...